Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mulțumim pentru mesaj, așa descoperim că există probleme în țara asta despre care nu știi, dar îți dai seama din întâmplare da. Că toată lumea are o soluție până la urmă și că problema e extinsă la nivel național, exact. Domnule. Foarte multe mesaje în această dimineață, vă mulțumim tare mult pentru ele. Mie îmi place cel mai mult genul ăsta de rezolvare. Am primit un mesaj acum printre ultimile. Neața, dragilor, naftalina alungă liliecii. Am avut la balcon și așa am scăpat de ei. S-ar putea să funcționeze și la cârtițe. Da. Mulțumim pentru mesaj. Mulțumim. Nu știu dacă are cârtițe la balcon, că liliecii la balcon. N-are. Liliecii încă n-avem. Dar sunt foarte multe soluții pe care ni le-ați oferit în dimineața asta. Le vom auzi acum pe toate și vă mulțumesc pentru toate. Mulțumim pentru ele. Hai să începem cu mesajele. Băgați și voi niște carbid în găurile alea și apoi turnați apă și astupați găurile. Gazul ăla o să umfle toate găurile și o să le scoată afară. Mă, nu știu dacă nu face rău fumul ăla, gazul ăla pe care elimină carbidul, că nu vrem să le facem rău. Sunt foarte multe mesaje cu soluția asta. Uh-huh. Înțeleg că ele fug odată ce simt mirosul ăla de gaz, adică nu le omoară. Încă o dată spun, oamenii au studiat problema și destul de serios. Uh-huh. Și cârtița fiind animal protejat, n-ai voie să o ucizi, astfel că trebuie doar să o gonești. Oricum am descoperit în dimineața asta că totul e pe bază de miros la cârtiță, fiți atenți. Neața, băieți, apropo de cârtițe, cea mai bună metodă este să puneți acolo unde iese cârtița, unde moșuroiul, excremente de câine. Deci vorbesc foarte serios. Deci garantat scăpați de ele. Da, văzut? Și soluția asta este și în câteva mesaje scrise, deci e clar că a funcționat în unele cazuri. E clar că... La unii a funcționat și cu pisici. Diverse mirosuri deranjează cârtița. Are mirosul foarte dezvoltat, neavând văz. Și asta e piesa, deci trebuie să o deranjezi cu ceva. Da, ei ziceau de naftalină, dar uite că pare că astea sunt soluțiile mai bune. Cineva zice că sunt fumigene speciale împotriva cârtiților. Sper să nu fie fumigene, cum a fost și bufnița mea împotriva porumbeilor, că nu funcționează. Că am primit și poză. Dar nu fumigene de alea de mers pe stadion, cum au suporterii. Și sunt făcute special pentru uz casnic. Am înțeles. Hai să vedem, hai să mai ascultăm. Yeah. Bună dimineața, prieteni! Dacă vrei să scapi de cârtiță, cauți o babă care știe să descânte și o duci la locul ăla, o descântă și pleacă. Nicu din Suceava. Nicule, ești foarte bun. Spune-ne cam câți ani să aibă baba, da, ca să nu dăm greși. Bună dimineața, băieți! George din Brăila sunt. Dacă vreți să scăpați de toate cârticile din curte, turnați o placă cu beton. Asta mi se pare cea mai bună variantă. Da, nu mai... Înțelegi? Nu mai vin orice ar fi. N-au cum. Eu am scăpat cu fumigenă și de 2 ani de zile nu a mai apărut. Sper să nu mai apară. Dacă apar din nou, repet figura. Se bagă fumigena în galerie și se acoperă după ce se dă foc la fumigena. Doamne ajută la toată lumea. Bună și asta. Bună, eu am scăpat cu macrou. Nu le place mirosul urât. Bucăți de macrou în găuri. Ne mai spune cineva. Că macrou ăla te gonește și pe tine din curte. Știi ce zic, după câteva zile. Bună dimineața, băieți. Să știți că merge cu furtunul cu apă. Eu am consumat vreun metru cub de apă și am reușit să o scot afară. Așa că eu zic că e cea mai bună soluție. Deci, uite, soluția Tom și Jerry funcționează. Da, și cineva scrie că varianta cea mai bună e să pui apă cu sare. Cumva cu furtunul, dar nu știu cum, adică e mai complicat. Altfel, mai sunt câteva sfaturi. Uite, să planteze prin curte lavandă, busuioc și cimbru, spune Bogdan din București. Asta probabil pentru că sunt foarte aromate plantele astea și tot așa pe bază de miros le izgonesc. Eu cred că asta le-a atras. Cimbru se pune la mici și la... Da. Cred că mirosul de mâncare le-a atras acolo. Și încă unul și am terminat. Zice, pentru îndepărtarea, descurajarea cârtițelor, folosesc o plantă, Euphorbia latris. Le îndepărtează din zona ta. Și ne-a trimis și un link, mulțumesc frumos, cu această plantă, mai spun o dată, Euphorbia latris.
Acum, ce să zic, sunați prietenii, dă-le soluțiile. Vă țin la curent și vedem săptămâna viitoare, peste două săptămâni, cum o fi. Da, vă povestesc ce-a dat randament, le zic să le ia pe toate, ca să, să planteze și cimbru, să pună și carbid. Și să toarne și beton. Să aducă și niște câini, facem frumos. Auzi, ai și tu motive, acum să te duci să verifici. Da. Mai faci un grătar, normal, un mic, și așa mai departe. Mulțumim! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.